Neața, fetelor, neața tuturor. Astăzi este un antrenament special inspirat din mișcările animalelor. Animal Flow se numește, am mai făcut o ediție marți, însă acum este ceva mai avansat. Avem maimuțica, scorpionul, șerpișorul și pisica. Da? Începem mai întâi cu picior și puteți să-l faceți acasă cu noi. Nu aveți nevoie de echipament, da? Doar de puțină voință, 5 minuțele. Și o să vedeți că este un stretching foarte eficient pentru tot corpul. Rămân aici cu piciorșele depărtate, genunchii în exterior. Arcuim ușor spatele și din poziția asta ridic brațele paralel cu solul. Sus pe vârf, apoi ridic fesierul. Odată mă ridic pe vârf, apoi fesierul, da? Întindem foarte bine bicepsul femoral, fesierul, privirea în față, zâmbet, inspir pe nas, expir pe gură, bravo, sus. Apoi relaxăm brațele, da? Cum am spus, primul animăluț, maimuțica. Întindem brațele mult și în felul ăsta relaxăm și spatele, brațele, biceps, triceps, inspir pe nas, expir pe gură și începem, duc palmele în lateral, picioarele rămân flexate, fac un pas mare, încă o dată, și mă întorc de unde am plecat. Mut palmele lateral, piciorușele, schimb și revii. Da? Ideea e că e super solicitant pentru că în permanență este izometrie pentru coapse, biceps femoral, fesier. Merg cu palmele mult în lateral, schimb, perfect. Și schimb direcția, bravo. Hai, mai facem încă o dată, mai rapid. Inspir pe nas, expir pe gură, bravo. Apoi, dacă vreau să fac mai solicitant, săritură, cobor. Și la fel, merg în lateral, pasul mare. Da? Cu cât e mai mare, cu atât e mai solicitant pentru coapse. Perfect. Sus. Haideți, fetelor. Bravo. Ultima. Cum am spus, putem să încercăm și șerpișorul, care este foarte bun pentru spate. În mod special, țin branțele întinse. Trag mult ca și cum aș fi un elastic. Și mă trage cineva de mâini și de picioare în același timp. Ridic mai întâi palmele, sus, apoi fesierul. Sus, fesierul încă o dată, piciorușele. Și acum încerc să rulez spatele, da? Sus, perfect. Un balans aici. Inspir pe nas, expir pe gură. Pânălețul strâns, călcâile apropiate. Mergem mai departe. Pisica, care este foarte bună pentru lombar, da? Dacă aveți dureri cu spatele, este un exercițiu pe care vi-l recomand. Sprijin pe palme. Arcuim aici, stau 4 secunde. 4, 3, 2, 1 și încă 4. Cu spatele activ mult. Expir pe gură, scot tot aerul din abdomen. 4, 3, 2, 1. Extensie. 4, 3, 2, 1 și arcuim. 4, 3, 2, 1, ultimul, 4, 3, 2, 1, fiecare animăluț, un minuțel și în felul ăsta încălzim tot corpul. Mulțumesc frumos!